Poliția locală parchează pe trotuar. Bravo! Și nu e el singur, cam toți așa parchează. Ce se facă, dar șoferii de rând urmează exemplu purtătorilor de epoleț. Și pietonii trebuie să meargă pe carosabil, tot cu căței, pentru că trotuarul e ocupat de bengoșii cu mașinuțe. Și cam așa e la București și la Chișinău. Două capitale românești, două inimi gemene, vorba interpreților regretați.